Vorbim astăzi despre sărbătorile de toamnă din Israel, care conțin o imagine sau o umbră a lucrurilor viitoare legate de revenirea Domnului Isus și de începutul împărăției sale de o de ani pe acest pământ. Așa cum spunea Apostolul Pavel primilor creștini din orașul anticolose, nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este al lui Hristos. Ceea ce afirmă aici Apostolul Pavel este că n-ar fi trebuit creștinii de atunci și, bineînțeles, nici noi astăzi să ținem sărbătorile evrești sau zilele de sabat, și nici n-ar trebui să fim judecați cu privire la aceste lucruri, așa cum se întâmpla cu cei din colose în vremea aceea din partea evreilor care îl respingeau pe Domnul. Însă nu aș vrea să ne concentrăm asupra versetului 16, ci asupra a ceea ce spune Apostolul în versetul 17, vorbind despre sărbătorile acestea. El afirmă că ele sunt umbra lucrurilor viitoare, o imagine despre aceste lucruri, însă o imagine încă neclară, o imagine care urmează să se clarifice pe măsură ce ne apropiem de împlinirea lor, de aceea trebuie să avem înaintea ochilor noștri, privirea aceasta de ansamblu a planului lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate. Dragii mei, planul de mântuire a lui Dumnezeu este cuprins în cele șapte sărbători pe care le găsim în legea lui Moise, în special în Cartea Levitic, în capitolul 23. Sunt sărbători rânduite care au însă un aspect profetic, arătând tot ceea ce urma să se întâmple în istoria mântuirii legat de prima venire a lui Mesia, și respectiv de cea de-a doua venirea sa. Vom încerca în continuare, cu ajutorul lui Dumnezeu, să privim tocmai la semnificația aceasta profetică pe care o conțin toate aceste sărbători, mai ales cele din perioada toamnei, la sfârșitul sezonului de seceriș din Israel. Și aș vrea să fac încă de la început această precizare. Nu înseamnă că răpirea bisericii este legată de vreun eveniment anume sau de uh, un timp în care se petrece o anumită sărbătoare, fiindcă Domnul Isus poate veni oricând, chiar și astăzi, însă, sezonul acesta al sărbătorilor de toamnă din Israel este clar ilustrativ pentru revenirea Domnului, mai ales când ne uităm la sărbătoarea trâmbițelor. Așa cum probabil deja știți, fiindcă am făcut de mai multe ori referință la acest lucru. În Israel erau șapte sărbători anuale care trimiteau către diferite lucruri legate de venirea lui Mesia. Și în trecut am vorbit pe larg despre aceste sărbători. Astăzi doar aș vrea să reiau rezumativ împlinirea aspectului profetic al primelor patru sărbători și să ne uităm puțin la ultimele trei care au rămas să se împlinească, iar eu cred că împlinirea lor este foarte aproape. Așadar, primele patru sărbători aveau loc primăvara, iar prima dintre acestea era Paștele, cu o trimitere clară la moartea Domnului Iisus pe cruce. El a fost mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii prin jertfa sa, așa cum evreii în seara zilei de Paște trebuiau să sacrifice câte un miel de fiecare casă, de fiecare familie. La fel, Domnul Iisus a fost împlinirea acestei imagini profetice, el a fost mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii așa cum anunțase Ioan Botezătorul. Și de remarcat că împlinirea acestei sărbători a avut loc la timpul hotărât de Dumnezeu. Nu așa cum voiau fariseii și marii preoți care spuneau între ei, nu în timpul praznicului, nu trebuie să-l arestăm atunci ca să nu se facă tulburare în norod. Dragi mei, împlinirea acestei sărbători a avut loc exact în momentul rânduit de Dumnezeu, atunci când miei se jerfeau în Israel, arătând astfel împlinirea acestei imagini profetice prin moartea Domnului Isus pe cruce. Cea de-a doua sărbătoare din primele patru, cuprinse în perioada primăverii, era cea a zimilor, care începea imediat după seara zilei de Paște, dura șapte zile și trimitea la pâinile acestea fără aluat, care era o imagine a trupului fără păcat al Domnului Isus. Iar aici ar fi de spus că Domnul Isus a fost îngropat, trupul său a fost dat pentru păcatele noastre, iar apoi el a fost pus în mormânt chiar atunci când începea această sărbătoare a azimilor. La fel și cea de-a treia sărbătoare s-a împlinit tot în aceeași perioadă de trei zile, era numită sărbătoarea primelor roade și trimitea la învierea glorioasă a Domnului Isus, așa cum spunea tot apostolul Pavel credincioșilor din Corint, dar acum, Hristos a înviat pârga sau primele roade ale celor adormiți. Așadar, iată, primele trei sărbători s-au împlinit în doar trei zile. Atât Paștele, cât și sărbătoarea azimilor, cât și uh, sărbătoarea primelor roade au avut de-a face cu moartea Domnului Iisus, cu îngroparea lui și apoi cu învierea sa glorioasă a treia zi. Cea de-a patra sărbătoare din timpul primăverii era rânduită la 50 de zile după Paște și purta chiar acest nume, Sărbătoarea Cinzecimii. Era ziua când se aduceau primele roade ale secerișului, sub forma a două pâini ce se puneau înaintea Domnului. Și, dragii mei, aici este o imagine foarte clară a națiunilor lumii, pe de o parte, și a poporului Israel. Cele două părți au fost făcute una în Biserica Domnului, care s-a format odată cu coborârea Duhului Sfânt, chiar în această zi. Și încă o dată este de observat că împlinirea a fost în ziua sărbătorii, atunci când evreii sărbătoreau Cinzecimea, atunci s-a împlinit această imagine profetică. De fapt, toate cele patru sărbători s-au împlinit ad literam la timpul hotărât de Dumnezeu, arătând că istoria aceasta a mântuirii se desfășoară după un plan bine stabilit de către Domnul Dumnezeu. Istoria nu este aleatorie, nu decurge după hazard și la voia întâmplării. Dumnezeu a dirijat toate lucrurile în uh, relație cu planul acesta de mântuire. Privind așadar către împlinirea exactă a acestor prime patru sărbători din sezonul primăverii, trebuie să ne gândim că în același fel Domnul își va împlini cuvântul său profetic și în legătură cu ultimele trei sărbători care au loc toamna, iar evreii religioși încă mai țin aceste sărbători și de fapt nu doar partea aceasta, segmentul acesta religios din poporul Israel, ci Întregul popor, de exemplu, în ziua de Iom Kipur, ține o sărbătoare națională, nu se mai lucrează, nu mai merg mașini pe stradă, totul se golește. Ziua aceasta de Iom Kipur este una dintre sărbătorile principale în toată națiunea lui Israel. De aceea ar trebui să fim în deplină cunoștință de aceste lucruri, de aceste imagini profetice din Sfânta Scriptură, fiindcă ele ne-au fost revelate și nouă, nu doar poporului evreu. De fapt, noi putem să le înțelegem mult mai bine, fiindcă majoritatea celor din poporul evreu l-au respins pe Mesia. Ei nu văd împlinirea acestor sărbători, însă pentru noi totul are sens, iar Apostolul Pavel, de asemenea, atrăgea atenția asupra acestui aspect. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Așadar, extinzând puțin aria, putem spune că tot ceea ce e scris în Vechiul Testament conține pilde și imagini profetice pentru învățătura noastră cei care trăim cu adevărat sfârșiturile veacurilor. De aceea vom privi puțin la aceste ultime trei sărbători din sezonul toamnei, cu accent pe cea a trâmbițelor, care anul acesta va începe în Israel vineri, peste numai câteva zile, pe 15 septembrie și va dura până duminică seară, pe 17 septembrie. Practic este o sărbătoare care ține 48 de ore. În primul rând, ceea ce ar trebui să știm este că e vorba de o perioadă de pauză între primele patru sărbători de primăvară și ultimele trei sărbători care aveau loc toamna. De fapt, așa i-a spus Dumnezeu lui Moise chiar imediat după ce i-a dat cele 10 porunci pe muntele Sinai, așa cum citim în cartea Exod, să ții sărbătoarea săptămânilor a celor din tâi roade din secerișul grâului și sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului. Pune aici două puncte de demarcație, două puncte bine fixate în timp. La începutul secerișului era o referire la sărbătoarea săptămânilor la ziua cinzecimii, de atunci până la sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului Până la sărbătoarea corturilor, cea de-a șaptea și ultima, exista o perioadă de timp, o pauză, am putea să o numim așa, care dura circa șase luni. Așadar, avem această perioadă pe care mulți au văzut-o ca o imagine a secerișului de suflete ce a avut loc din momentul începutului Bisericii până la plecarea Bisericii în slavă, până la răpirea ei în ceruri împreună cu Domnul. Așadar, este o perioadă de circa șase luni de pauză, reprezentând această pauză profetică în care este integrată vremea bisericii, iar noi ne apropiem de cea de-a doua parte a împlinirii acestor șapte sărbători, partea aceasta care avea loc toamna. De remarcat și faptul că toate cele trei sărbători de toamnă aveau loc într-o singură lună, în luna a șaptea, numită și Tishri, și desfășurarea lor era următoarea. Prima era cea a trâmbițelor, chiar în prima zi a lunii a șaptea, apoi ziua ispășirii pe data de 10 a lunii uh, Tishri și sărbătoarea corturilor care ținea de pe 15 până pe 21 sau 22 a aceleiași luni. Cifra 7, dragi mei, reprezintă numărul complet desăvârșit, marcând o lucrare terminată, finalizată. Observați, planul de mântuire a lui Dumnezeu se sfârșește cu revenirea Domnului. Iar toate aceste trei sărbători de toamnă aveau loc în luna a șaptea, arătând faptul că se va termina secerișul, că se va termina vremea aceasta a mântuirii și că va reveni Domnul pentru a-și așeza împărăția sa. Toate cele trei sărbători de toamnă au relație directă cu revenirea Domnului Isus pentru a-și așeza Domnia sa timp de 1000 de ani pe acest pământ. Dintre aceste trei ultime sărbători, cea care ilustrează cel mai bine ideea răpirii bisericii este prima, sărbătoarea trâmbițelor, numită în Evrește și Iom Teruah, și vom vedea imediat de ce. Așa cum citim în cartea Levitic, în capitolul 23, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copilul lui Israel și spune-le. În luna 7, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sune de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jerfe mistuite de foc. Așadar, această sărbătoare a trâmbițelor era prima din cele trei sărbători de toamnă programate să aibă loc în luna a șaptea. Ea se celebra, repet, chiar în prima zi acestei luni. Mai târziu, după perioada robiei babiloniene, s-a mai adăugat încă o zi acestei sărbători din cauza distanței mari față de Ierusalim, unde trebuia să fie mai întâi observată luna nouă și apoi să se sune din trâmbiță să se anunțe și celor răspândiți în diaspora faptul că începe sărbătoarea trâmbițelor. Din cauza aceasta s-a mai adăugat o zi la sărbătoare pentru ca toți să aibă ocazia să o poată celebra și tot în același timp ea a devenit și prima zi a anului civil numită de aceea și Rosh Hashana. Denumirea originală este Iom Teruah, care literal ar însemna ziua sunetului din trâmbiță sau ziua când se sună din trâmbiță. Nu este ziua trâmbiței, ci ziua când se sună din trâmbiță, iar în original este folosit cuvântul șofar, care face referire la un corn de berbec ce era folosit pentru a anunța începutul sărbătorii. Dacă este să ne uităm în contextul legii lui Moise din Vechiul Testament, existau atunci câteva motive pentru care se suna din trâmbiță în adunarea lui Israel din deșert, din timpul celor 40 de ani pe care i-au petrecut în pribegie către țara promisă. Iată aceste motive. În primul rând era vorba de plecarea poporului la război, de asemenea se chema poporul ca să se adune la o sărbătoare se suna din trâmbiță și pentru a anunța plecarea taberei dintr-un loc în altul și mai târziu, după această perioadă a pribegiei, s-a folosit sunetul de trâmbiță sau de șofar pentru încoronarea unui împărat în Israel. Iar toate aceste lucruri își găsesc împlinirea profetică în momentul revenirii Domnului, fiindcă după ce poporul se adună, poporul Domnului reprezentat astăzi de biserica sa, are loc o sărbătoare în ceruri și de asemenea se anunță mutarea taberei dintr-un loc în altul. Tabăra lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, biserica Domnului este mutată dintr-o dată în prezența sa în ceruri, acolo unde are loc o mare sărbătoare denumită în Apocalipsa și Nunta Mielului. De asemenea și imaginea aceasta în coronării unui împărat în Israel își are împlinirea profetică în faptul că în momentul în care biserica pleacă, Domnul Isus începe să-și ia împărăția, se face un transfer al împărăției lumii acesteia de sub stăpânitorul lumii acesteia care este diavolul și satana către împăratul de drept care este Domnul Isus, cel prin care toate lucrurile au fost făcute și de asemenea cel care și-a dat viața pentru ca noi să avem viață veșnică. De ce putem afirma că există o legătură directă între sărbătoarea aceasta a trâmbițelor și momentul răpirii bisericii, fiindcă avem în cele două texte principale care vorbesc despre răpirea bisericii un lucru comun și anume sunetul de trâmbiță. Iată, de exemplu, în textul din 1 Tesalonicen, capitolul 4, cum este scris. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua -o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Observați aici că este vorba de trâmbița lui Dumnezeu, care se va auzi în momentul în care Domnul va reveni ca să-și ia biserica în văzduc pentru a fi apoi totdeauna cu Domnul. Cel de-al doilea text principal despre răpirea bisericii, nu că ar fi doar două în Noul Testament, sunt mai multe, însă acestea două sunt principalele, sunt cele pe care se fundamentează practic această învățătura răpirii bisericii și acest al doilea text din 1 Corinteni, capitolul 15, menționează același lucru și anume sunetul de trâmbiță. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi, toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă, trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Trâmbița va suna, observați? Sunetul trâmbiței este iarăși prezent și în plus se precizează faptul că este cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, iar corelând cu textul din 1 Salonicen, vom fi răpiți împreună în văzduh ca să-L întâmpinăm pe Domnul și astfel vom fi pentru totdeauna cu El. Ce înseamnă însă această expresie? Cea din urmă trâmbiță. Mulți au spus că e vorba de cea de-a șaptea trâmbiță de la cel de-al doilea șir de urgi din Apocalipsa. Dragii mei, această idee nu se susține pur și simplu. nu e vorba că încercăm să contrazicem pe unii sau să îi marginalizăm, însă trebuie să privim cu atenție la textul Scripturii și dacă facem acest lucru ne vom da seama că nu poate fi vorba de cea de-a șaptea trâmbiță din Apocalipsa. De ce? În primul rând, pentru că Apocalipsa nu fusese scrisă atunci. Deci, nu putea să fie o relație directă între ceea ce a scris Pavel și ceea ce a fost dat descoperit lui Ioan 30 de ani cel puțin mai târziu. Atunci a fost dată cartea Apocalipsa, nu putea să se refere Pavel la ceva care nu i fusese încă revelat. Revelația sau descoperirea sau Apocalipsa a fost făcută lui Ioan după 30 de ani de la moartea lui Pavel. Așadar, nu se poate face această relație directă, fiindcă atunci ar trebui să considerăm că și Pavel a știut despre cartea Apocalipsei înainte să moară, ceea ce nu se susține biblic. Apocalipsa, repet, descoperirea aceasta a fost dată Apostolului Ioan după anul 90, uh, unii spun chiar că ar fi vorba de anul 96, deci după aproape 30 de ani de la moartea Apostolului Pavel. În al doilea rând, este vorba de faptul că. În momentul răpirii, Domnul însuși sună din trâmbiță. Se spune foarte clar că El va veni cu trâmbița lui Dumnezeu. Este vorba de glasul unui arhanghel, de o chemare din partea Domnului și de un sunet din trâmbița lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, trâmbițele sunt folosite de către îngeri, la fel și ultima trâmbiță din ea suflă un înger. Prin urmare, putem vedea și aici încă o diferență iar în ultimul rând este vorba de scopul în sine al acestui sunet. Dacă la revenirea Domnului este vorba de un sunet de trâmbiță care anunță adunarea poporului lui Dumnezeu sau bisericii sale pentru a fi mutată dintr-un loc în altul, pentru a pleca de aici de pe pământ în ceruri, ei bine, în cel de-al doilea caz, din Apocalipsa la cea de-a șaptea trâmbiță, se anunță culminarea judecății lui Dumnezeu. Nu este un sunet de trâmbiță pentru adunarea poporului, ci pentru anunțarea judecății lui Dumnezeu. Un sunet de trâmbiță care anunță punctul culminant al judecăților atunci când se varsă potirele mâniei sfinte și judecata lui Dumnezeu cuprinde întreaga umanitate, întreaga lume, fiindcă este vorba de ultimul timp înainte de sfârșitul necazului. Așadar, la ce se referă această expresie, ultima trâmbiță în 1 Corinteni, din moment ce, iată, am demonstrat că nu este vorba de trâmbița din Apocalipsa. La ce face ea referire? Cel mai probabil, dragii mei, este vorba de o trimitere directă la un sunet special ce avea loc în timpul acestei sărbătorii a trâmbițelor. În această zi de Iom Teruac era vorba de 11 șiruri de câte 9 sunete repetate din șofar. Am mai vorbit despre lucrul acesta, chiar avem un material publicat în urmă cu 8 ani, dacă nu mă înșel, în anul 2015 despre sărbătoarea trâmbițelor și răpirea bisericii. Acolo am redat și sunetele. Era vorba așadar de 99 de sunete din trâmbiță, iar la urmă tot acest șir se încheia cu un sunet prelung din șofar. Acesta era numit și ultima trâmbiță. Sigur, încă o dată vreau să spun că nu e vorba că noi așteptăm să auzim acest sunet de pe pământ. Este vorba doar de o imagine simbolică. Sunetul de trâmbiță va fi auzit din ceruri, este vorba de trâmbița lui Dumnezeu pe care o va folosi Domnul Isus pentru a-și chema adunarea sa acasă în ceruri, pentru a-i anunța plecarea de pe acest pământ, mutarea noastră pentru a fi împreună cu El în ceruri. Bineînțeles că sunetul de pe pământ este numai o reprezentare a realității viitoare, a împlinirii adevărate în momentul revenirii Domnului. La fel de exemplu cum în ziua a cinzecimii accentul apostolilor care se rugau împreună cu toți ceilalți în număr de 120 în odaia de sus, nu a fost pus pe pâinile ce erau aduse la templu, ci pe împlinirea sărbătorii. Sigur, pâinile acelea reprezentau ceva, însă n-a fost accentul pe pâinile de pe pământ, ci pe Duhul Sfânt care s-a coborât din ceruri și a unit în trupul Domnului Sus primele roade ale secerișului pe cei trei mii care s-au pocăit din Israel și reprezentând și celelalte națiuni ale lumii. Așadar, nu ne concentrăm pe imaginea de pe pământ, ci pe împlinirea acesteia care va avea loc la revenirea Domnului. Fără îndoială însă, trebuie să ținem cont că aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru ca noi să știm că Planul profetic al lui Dumnezeu continuă după hotărârea sa să meargă înainte, iar următorul eveniment este sunetul acesta din trâmbiță, ce se va auzi din ceruri și care este reprezentat aici pe pământ de sărbătoarea trâmbițelor. Acestea fiind spuse, aș vrea să vorbim pe scurt și despre celelalte două sărbători de toamnă. Următoarea, în ordine cronologică și una dintre cele mai importante din Israel este cea de Yom Kippur sau Ziua Ispășirii. După sărbătoarea aceasta a trâmbițelor, urmau 10 zile în care poporul Israel trebuia să mediteze asupra stării sale spirituale și a relației cu Dumnezeu. Erau zilele pocăinței, zilele cercetării inimii înaintea lui Dumnezeu. Apoi, pe data de 10, acestei luni a 7, Tishri, era ținut o adunare solemnă a poporului în jurul cortului întâlnirii sau mai târziu în jurul templului, în care avea loc un fapt unic în tot anul. O singură dată pe an, marele preot intra cu sângele jerfei de ispășire în locul preasfânt ca să obțină iertare pentru tot poporul să facă ispășire pentru toate păcatele poporului. De aici și denumirea de Iom Kipur sau ziua ispășirii. Care este însă semnificația profetică a acestei sărbători? Cu siguranță nu poate fi decât una singură, primirea înapoi a poporului Israel în relația cu Dumnezeu, după ce ei se vor pocăi în timpul necazului ce va dura șapte ani. Cele zece zile de cercetare simbolizează timpul în care evrei se vor întoarce către Domnul după ce biserica va pleca de pe pământ. Iată Dumnezeu reia relația sa privilegiată cu Israelul, așa cum este scris în cartea profetului Zaharia, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine, cel pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Dragii mei, cele 10 zile care sunt cuprinse între sărbătoarea trâmbițelor și cea de Iom Kipur sau ziua ispășirii reprezintă perioada în care poporul Israel se va întoarce la Domnul, așa cum spunea și Apostolul Pavel despre același lucru în epistola sa către romani, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor, până când biserica va pleca acasă, până când își va completa numărul și atunci, din momentul imediat următor, tot Israelul va fi mântuit. Atunci va începe întoarcerea lor la Dumnezeu. Observați ce clară este delimitarea între plecarea Bisericii, reprezentată de sărbătoarea din prima zi a lunii 7, a și aceste 10 zile, care în chip simbolic nu înseamnă că în 10 zile se va întoarce Israel la Dumnezeu, dar reprezintă perioada întoarcerilor la Dumnezeu pentru ca astfel să fie și ei mântuiți prin cunoașterea adevăratului Mesia cel pe care îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurului fiu păcatele lor, incluzând respingerea adevăratului Mesia, vor fi ispășite în același fel. Nu există o altă ispășire decât cea obținută prin credința în jertfa Domnului nostru Isus Hristos, fapt simbolizat de sângele Gerfei care era adus în locul preasfânt, dar și de persoana marelui preot care intra în acest loc o singură dată pe an pentru a face ispășire și pentru a obține iertare pentru întregul popor. Tot în aceeași zi de Yom Kippur se mai întâmpla un lucru foarte interesant. La fiecare 50 de ani se declara începutul anului jubiliar sau anului de veselie, în care terenurile și casele se întorceau la proprietarii lor de drept, iar robii evrei erau eliberați. Și e foarte interesant că nu se întâmpla acest lucru în prima zi a lunii a șaptea de Roșhașana sau de Iom Teruah, ci de ziua ispășirii. De ce? Fiindcă este încă o trimitere foarte clară la momentul revenirii Domnului, de data aceasta cu slavă și putere, la sfârșitul necazului, după ce poporul Israel se va fi întors la El, Domnul se arată în slavă pentru a-și elibera poporul pământesc și pentru a-i da înapoi tot teritoriul țării promise lui Avram. Așa cum citim în Cartea Levitic, în capitolul 25, să numeri șapte săptămâni de ani, de șapte ori șapte ani, și zilele acestor șapte săptămâni de ani vor face 49 de ani. În a 10-a zi a lunii a, 7 a să pui să sune cu trâmbița răsunătoare. În ziua ispășirii, să sunați cu trâmbița în toată țara voastră și să sfințiți astfel anul al lea Să vestiți robozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie, fiecare dintre voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare dintre voi să se întoarcă în familia lui. Și de remarcat că și aici este vorba despre sunetul din trâmbiță, care vestea de data aceasta eliberarea robilor și întoarcerea proprietăților la stăpânilor de drept. Dragi mei, împlinirea acestei imagini profetice va avea loc când Domnul va veni cu slavă și putere pentru a-și reprimi poporul Israel în drepturi, după ce ei se vor întoarce la Domnul cu lacrimi, după ce îl vor plânge în timpul necazului atunci Domnul va reveni, îi va elibera de toți dușmanilor care îi vor asedia în Țara Sfântă și le va reda țara în posesie, lucru care va continua în tot timpul împărăției de 1000 de ani. Așadar, pentru Israel, după plânsul de pocăință, vine iertarea de păcate iar apoi bucuria intrării în împărăția sa de pe pământ, ce va dura timp de 1000 de ani, semnificată și de următoarea și ultima sărbătoare, cea a corturilor, denumită în evrește Sucot. Aceasta este cea de a șaptea sărbătoare din a șaptea lună a calendarului profetic dat lui Israel și ține șapte zile. Observați, practic e vorba de trei ori de folosirea cifrei șapte, a șaptea sărbătoare din a șaptea lună care ține șapte zile. Cuvântul șapte, repet, înseamnă împlinire, Completare, trimite dragii mei la împlinirea finală a evenimentelor legate de revenirea Domnului pentru a-și lua Domnia ce îi se cuvine peste întregul pământ. Este o sărbătoare a bucuriei și a mulțumirii evreilor care avea loc la sfârșitul strângerii tuturor roadelor și reprezintă strângerea roadelor din timpul necazului. Ei mulțumeau atunci pentru binecuvântarea materială dată de Dumnezeu, dar și pentru cea spirituală legată de faptul că a fost ispășit păcatul lor prin ceremonia din ziua de Iom Kipur. Așa cum citim în Cartea Levitic, în capitolul 23, În a 15-a zi a lunii acestea șaptea, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de 7 zile. Cea din tâi zi să fie o zi de odihnă și a opta să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi să luați poame din pomii cei frumoși în ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși de săl, și de sălci de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile. În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului timp de șapte zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. Și, dragii mei, fără nicio îndoială, această sărbătoare reprezintă faptul că poporul Domnului va locui împreună cu el. Este o trimitere foarte clară la împărăția de 1000 de ani, la o epocă de bucurie înaintea lui Dumnezeu, ce va începe imediat după cei șapte ani de necaz, din momentul întoarcerii Domnului cu slavă și putere pentru eliberarea poporului Israel, din momentul acela, iată, începe împărăția lui Dumnezeu, în care poporul Israel este primit înapoi ca o națiune sfântă de împărați și preoți pe pământ, în mijlocul celorlalte națiuni ale lumii. Sigur, Trebuie precizat că acest lucru este valabil numai pentru rămășița care va supraviețui în mod uh, supranatural încercării de exterminare a lui anticrist din cea de-a doua jumătate a necazului. Poporul Israel va fi adăpostit în mod miraculos timp de trei ani și jumătate, fiindcă altfel n-ar mai fi rămas nimeni cu viață. Dar după aceea vine Domnul, îi eliberează de toți dușmanii, îi repune în drepturi și începe împărăția de o de ani. Fapt simbolizat prin această sărbătoare a acordurilor. Domnul însuși locuiește în mijlocul poporului. Domnul Isus, împreună cu Biserica Sa, va veni pe pământul acesta pentru a domni peste Israel și peste lumea întreagă. El va avea tronul de domnie la Ierusalim, așadar, în mijlocul poporului Israel, țara lui Israel va fi mult mai extinsă, poporul va reintra în drepturi, iar noi, ca Biserica Domnului, vom avea un loc special în timpul acestei împărății, având trupuri slăvite, eterne, vom domni alături de el, așa cum a promis în mai multe locuri, cum este cel din Apocalipsa capitolul 2, în care este scris, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Vom domni împreună cu el, vom avea stăpânire peste neamuri. Iar Apostolul Pavel ține să precizeze și el că acest lucru se va întâmpla dacă răbdăm astăzi împreună cu El, vom și domni atunci la revenirea sa. Iar aici însuși Domnul Isus spune, cel ce va birui, cel ce va duce până la capăt lupta cea bună a credinței și va învinge în această luptă, cel ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, care va continua în lucrarea lui Dumnezeu, va continua în viața de sfințenie acestei categorii de oameni, spune, îi voi da stăpânire peste neamuri Vom domni împreună cu el timp de 1000 de ani. Revenind la sărbătoarea aceasta a corturilor, numită și sucot, ea este o sărbătoare care se va ține și în tot timpul împărăției de 1000 de ani. În toată această perioadă de timp a împărăției Domnului pe pământ, neamurile, popoarele lumii vor veni să se închine la Ierusalim, așa cum citim în Cartea Zaharia, în capitolul 14 toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului, adică supraviețuitorii din timpul necazului, cei care se vor pocăi, cei care vor supraviețui miraculos până la sfârșitul necazului, toți aceștia se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului Domnului Oștirilor și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului Domnului Oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Observați, se face din nou referire aici la sărbătoarea corturilor care se va ține și în timpul împărăției de 1000 de ani, odată cu împlinirea ei profetică prin faptul că Domnul Isus va locui împreună cu poporul său Israel și bineînțeles împreună cu mireasa lui biserica ce va fi în trupuri de slavă. După cele șapte zile ale sărbătorii din Israel, este foarte interesant că mai urma încă una, era cea de-a opta zi a prasnicului, ziua cea mare a prasnicului, așa cum este denumită în Evanghelia după Ioan. Și semnificația acestei a opta zi este legată de un nou început, de o nouă creație după cei o mie de ani de împărăția Domnului. Observați, dragi mei, planul acesta lui Dumnezeu este perfect și putem găsi punctele lui principale cuprinse în Sfânta Scriptură. Avem trimitere și la noua creație care va începe la sfârșitul celor o de ani ai Domniei Domnului Isus pe acest pământ. Așa cum citim în Cartea Apocalipsa, în capitolul 21, Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și care zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Iată, dragii mei, noua creație, veșnicia, eternitatea, reprezentată prin a opta zi a sărbătorii corturilor și împlinit aici în Cartea Apocalipsa, în capitolul 21, un cer nou, un pământ nou, acolo unde nu va mai fi nici durere, nici suferință, unde nu vor mai exista nici țipete, nici durere, pentru că lucrurile din tâi vor trece această creație în întregime, va trece și cerul și pământul din tâi, spune aici că pieriseră și mare nu mai era, este vorba de o creație în întregime nouă, de o cetate sfântă, noul Ierusalim în care vor locui pentru veșnicie cei credincioși în prezența lui Dumnezeu, în prezența Fiului Său, Domnul nostru Isus Hristos. Este vorba de această locuire a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său și de faptul că toți care sunt credincioși ai săi vor fi împreună cu el, iată, nu doar pentru o mie de ani, ci pentru veșnicie. Ce mari promisiuni ne stau înainte și ce viitor fericit este pentru toți cei care îl urmează astăzi pe Domnul, pentru toți cei care formează cu adevărat biserica lui ce va pleca în curând în slavă. Așadar, aceasta este împlinirea finală a ultimei zile din perioada ultimei sărbători din calendarul profetic al lui Dumnezeu, pe care el l-a conceput în mod perfect mai dinainte pentru creația sa actuală. Revenind la vremea pe care o trăim acum și la sezonul acesta de toamnă în care au loc sărbătorile din Israel. Prima dintre ele, cea a trâmbițelor, am spus că va începe vinerea aceasta seara pe 15 septembrie și va dura până duminică seara pe 17. Repet, nu înseamnă că răpirea va avea loc neapărat în acest interval. Însă, cred că este un timp bun să privim spre ceea ce ne stă înainte, spre ceea ce Domnul ne-a lăsat în Scriptură ca o umbră a lucrurilor viitoare, ca o imagine a ceea ce urmează să se întâmple, iar următorul mare eveniment în linie profetică este răpirea bisericii prin care se va da startul desfășurării celorlalte profeții legate de revenirea Domnului ca să-și ia împărăția după ce va judeca timp de șapte ani pământul și lumea aceasta. Dragii mei, Domnul Isus poate să vină oricând. Poate chiar astăzi sau în aceste zile sau peste un an sau peste mai mulți. Nu ne-a fost nouă dat să știm nici anul, nici ziua. Tatăl a păstrat aceste lucruri sub stăpânirea sa dar știm că trăim cu siguranță vremea dinaintea revenirii sale. De ce spunem așa? Pentru că toate semnele s-au împlinit și continuă să se împlinească zilnic sub ochii noștri. Important nu este să aflăm data revenirii sale, ci să fim pregătiți pentru a nu ne rata singura șansă de a fi cu el în momentul plecării bisericii sale. Așadar, accentul nu trebuie să fie pe semne sau pe a încerca să găsim data exactă a revenirii Domnului, fiindcă acest lucru este practic imposibil, ci pe pregătirea noastră pentru a-l întâmpina curând în văzduc. Și spun aceasta ca o mare atenționare, fiindcă în Apocalipsa, la două dintre cele șapte biserici cărora le trimite câte o scrisoare, câte o epistolă, Domnul le lansează avertizări extrem de serioase. Acestea sunt biserici care reprezintă categoriile de biserici existente înainte de revenirea sa, existente astăzi pe pământ. Astfel, bisericii moarte, Sardes, îi spune că el va veni ca un hoț. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu vegheți, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Practic, pentru această biserică de tip Sardes, care îi mergea numele că trăia, dar era moartă, de fapt, acestei biserici, Domnul îi spune că nu va ști ceasul în care el va veni. Domnul va veni ca un hoț. Este vorba de o biserică în care oamenii nu-l așteaptă pe Domnul. Ei trăiesc departe de el, au religie, au formă, au cuvintele din scriptură, practică ritualurile religioase, practică serviciile de închinare, au tot programul foarte bine pus la punct, însă ei nu-l așteaptă pe Domnul. De aceea, iată îndemnul pentru acest fel de biserică, ține și pocăiește-te. Dacă nu te pocăiești, dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști. Va veni Domnul, iar oamenii din acest tip de biserică, nu-i vorba de o biserică anume, ci de un tip care cuprinde foarte multe biserici de astăzi, oamenii din aceste biserici nu vor ști devenirea Domnului. De asemenea, bisericii oarbe, la odiceea, îi anunță că va fi respinsă la revenirea sa. Așa cum este scris în capitolul 3, de la versetul 15, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Dragii mei, aici este vorba de o atenționare foarte serioasă. Ai grijă să nu rămâi surprins de revenirea Domnului și lăsat în urmă în starea de moarte spirituală din Sardes sau în cea de orbire și de căldicel caracteristică la Odisei. Îndemnul Domnului este foarte clar, trezește-te astăzi și vino la el cât mai este timp, fiindcă vremea deja s-a scurtat. Apropie-te de Domnul, vino cu pocăință, rezolvă-ți lucrurile din viață, păcatele ascunse, pune lucrurile în rânduială, fiindcă Domnul este foarte aproape să vină. Ieși din starea de moarte spirituală, ieși din starea de căldicel, ieși din orbirea aceasta spirituală, ia fie din cuvânt prin Duhul Sfânt și ungeți bine ochii ca să vezi ca să poți ajunge astăzi la pocăință și să fii gata pentru revenirea Domnului. În ce mă privește, voi continua să vorbesc despre această apropiată revenire a Domnului, avertizând în legătură cu nevoia de a fi pregătiți. Iar cea mai bună pregătire se face prin pocăință, prin mărturisire, printr-o continuă asupra vieții noastre. De aceea, continuăm și să vestim Evanghelia în adunările publice din București, cel puțin pentru încă un timp, Chemându-i pe toți cei care locuiesc în capitală sau în împrejurim să se întoarcă la Dumnezeu înainte de a fi prea târziu. Domnul să lucreze în continuare în harul său și să ne întărească pe toți, să ne facă să fim gata în clipa apropiatei sale reveniri, iar numele lui să fie slăvit în veci. Amin!